prioritățile moldovenilor. Întâi bagă în biserică și în răstignire și după aceea termină casa și fac drum. Dar până atunci au toaletă în curte și apă curentă doar visează. Na, ăsta e un cartier select. Trăiește aici Zina Greceanu, Valeriu Streleț, ex-premieri și alți șefi de stat. Dar cam asta e legitatea. Business-ul bisericesc prim. Și după aceea ne gândim la energie alternativă, la mediu. Și că pe lângă biserică a apărut prima școală, primul spital. Dar și puteți mai apar în altă parte dacă la biserică se duceau toate fondurile, toți banii, toate resursele comunității. Hai, scolari, pregătiți punga și hai la spovedanie, sau împărtășanie, sau pupat moaște, sau măcar mâna popii. Nu vă jucați cu mâniile lui Dumnezeu. Ați faceți poduri și canaluri pe urmă, întâi biserica, și apoi mănăstirea, și apoi mega catedrală, și apoi mai vedem. Două drapele de stat, două tricolori. Unul cu stemă, altul fără. Și mașini modeste de slujitori ai bisericii. Se vede că a investit aici guvernul României. Nu degeaba au băgat drapelul românesc. Uitați, trage și frâna de mână. Poate nici nu-i popșor, e noreaș. Dar cu barbă. Și eu n-am apucat să mă rade. Deci drapelul românic și al moldovic. Mănăstirea cu acareturile încă nu-s gata. Dar icoanele de-am se deteriorează. Unele făcute în epoca medievală au supraviețuit până azi. Da, este din epoca perestroicii sau a dezmățului mafiot, făcute de mântuială și ia ca să duc. Poate că nu trebuiau pictate înainte să fie gata acoperișul, din câte mi-amintesc că acoperișul ăsta a fost făcut anul trecut. Asta nu-i, cum se cheamă, blasfemie. Neglijarea simbolurilor religioase. Și strada Leșcencu cam trebuia să continue până dincolo la German Pântea sau Olga Vrabi. Dar de ce a oprit-o? Ca să-și fac căsoaia asta? Oare tot slujitorii bisericii sau cineva pe lângă? Minunele tranziției de pe plaie. Și ca să vedeți care e ordinea priorităților,
Întâi au desenat icoanele, după ce au pus acoperișul. Da, băi, pentru muncitori care lucrează, încă n-au făcut. Scaldă afară, cu duș de vară. Și două drapele tricolore, moldovenesc și românez. Semn că în mega construcția asta s-au băgat și bani publici de la guvernul României.